Ministerul Transporturilor a făcut publice noi imagini filmate din dronă în care se prezintă stadiul actual al lucrărilor la drumul de centură al municipiului Tecuci. Drumul, care va face legătura între DN25 și DN24, ar urma să fie dat în folosință în acest an, pe 28 decembrie, a declarat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, după o vizită de lucru pe șantier alături de reprezentanții Ministerului Transporturilor și cei ai CNAIR. Cu o lungime de 7 km, centura Tecuciului va facilita transporturile spre județele din zona Moldovei, fără ca traficul rutier să mai blocheze circulația prin municipiu. Potrivit celor constatate pe șantier, luni 19 decembrie, se lucra la relocarea ultimului stâlp de tensiune și la turnarea asfaltului pe ultimele porțiuni ale drumului. Drumul de centură al Tecuciului și-a câștigat celebritatea după ce, în urmă cu un an de zile, în decembrie 2021, a devenit primul șantier de infrastructură monitorizat de dronele Ministerului Transporturilor. Acțiunea a fost inițiată după ce ministrul Sorin Grindeanu declara la acea vreme că a aflat la Galați o informație demnă de cartea recordurilor, respectiv că de 13 ani se lucra la centura Tecuci, fiind mai ceva decât centura Parisului. Proiectul drumului de centură de la Tecuci a fost marcat timp de ani de zile de lipsă de mobilizare din partea constructorilor și rezilieri de contracte. În aprilie 2021, CNAIR a anunțat semnarea unui nou contract în valoare de peste 41 de milioane de lei cu un al treilea constructor. Acesta a reușit în sfârșit să se apropie de finalizarea acestui proiect atât de important pentru infrastructura rutieră a județului Galați. Pe lângă cei 7 km de drum, centura Tecuciului a presupus și amenajarea a două pasaje peste calea ferată, construirea mai multor rampe și a două sensuri giratorii, precum și a intersecției cu DG 252H.